Nu e nevoie să mă credeți. Întrebați orice parlamentar. Cum poți face ca automobilele să nu se lovească între ele? Nu știu. Cum poți crește randamentul agricol astfel încât toată lumea să fie hrănită? Nu știu. Dar ce naiba știu ei? Problemele noastre de azi nu sunt politice. În urmă cu 100 de ani, politica a fost ok, dar nu foarte bună. Astăzi, problemele noastre sunt de natură tehnică. Tot ce dețineți, radio, televiziune, avioane, transport, toate sunt de natură tehnică. Dacă nu era tehnologia, ați trage de bărci de-a lungul râului Volga. Tehnologia este cea care mișcă lucrurile înainte. Lumina, transportul, tunelurile de pământ ce ți-aduc apa. Dacă ați oprit toate barajele, toate frigiderele, atunci toate produsele alimentare din frigidere s-ar strica imediat. Tot traficul s-ar opri. Oamenii îmi spun, problema cu tine, Jacques, este că vrei să oferi oamenilor lucruri pentru nimic. Sunt sigur că ați auzit asta. Să vă spun puțin despre lucruri pentru nimic. Doar fiind născut în orice țară tehnică de azi, ai lumini, telefon, mașină de spălat, transport aerian. Nu ai avut nimic de a face cu asta. Nu ai făcut nimic pentru ele. Doar te-ai născut aici. Singura problemă este că oamenii de afaceri vor lucruri pentru nimic, fără să ofere ceva în schimb. Deci aveți o societate prădalnică. Dacă aveți mașina avariată, cineva va face bani din repararea ei. Aveți o durere de dinți, dentistul îți ia cam 1500 de dolari pentru o obturație de canal. Deci toată lumea face bani după fiecare formă de suferință a omului. Iar când doctorul zice, trebuie să vă scoatem rinichiul, oare încearcă să-și cumpere o nouă mașină sau trebuie să-mi scoată rinichiul? Așa că folosesc cuvântul încredere, dar nu există așa ceva. De aceea toată lumea semnează contracte, fiindcă nu au încredere unii în alții. Gândiți-vă la asta.